200.000 de lei a primit primăria Făgăraș de la Guvernul României, o sumă de 10 ori mai mică în comparație cu cea alocată anul trecut în aceeași perioadă, respectiv 2.300.000 de lei. Ce se va întâmpla cu această sumă? Potrivit reprezentanților primăriei Făgăraș, 100.000 de lei vor fi folosiți pentru cheltuieli restante de curent gaz, iar restul banilor de 100.000 de lei vor fi cheltuiți pentru plombări. Această informare a fost făcută în cadrul ședinței ordinare care a avut loc astăzi de la ora 10. Consilierii locali au mai fost informați despre faptul că au ajuns banii de la Direcția de Sănătate Publică pentru cazarea persoanelor carantinate din perioada stării de urgență. Este vorba de 375.000 de lei. Din acești bani se va achiziționa un aparat PCR pentru testele COVID și două compresoare pentru ca reprezentanții spitalului să poată pune în funcțiune cele două ventilatoare primite de la Ministerul Sănătății. În cadrul ședinței de astăzi, consilierul PNL Iulian Lascu a ținut să le aducă aminte colegilor faptul că astăzi se împlinesc 31 de ani de la Revoluția din 1989 și a propus un scurt moment de reculegere. Sunteți de acord? Dacă sunteți de acord, haideți atunci să păstrăm o mașină. Vă mulțumesc. Haideți să continuăm. Deci urmează să punem la vot totuși aprobarea rectificării, să aprobăm rectificarea bugetului care a fost discutat în comisie. Pe ordinea de zi. Și completarea ordinei de zi, bineînțeles, cu această modificare, cu această rectificare a bugetului. Cine este de acord? Împotrivă? Cine se abține? Nimeni. Deci unanimitate de voturi a fost aprobată. Procesul verbal.